În această după-amiază, un incendiu puternic era să mistuiască aproape în totalitate acoperișul unei case situate pe strada Adrian. Nimeni nu se afla acasă în acel moment, iar un vecin a văzut flăcările ieșite prin învelitoarea de țiglă și a alertat imediat pompierii. Eram la televizor, am auzit ceva bubuind, dar nu am știut nimic. Când ieși afară, văzui lumea aici multă. Zic, ori ce s-o fi întâmplat? Intru înăuntru, strâng pe soțul. Haideți să fac, hai afară, zic că luă, cred că foc la cineva. Când colo e chiar lângă noi aici. Am auzit și pe pognituri, dar în rest am văzut foc. În rest, ce să vedem? Asta e. Era focul mare, fum puternic. Era focul, era destul de mare. Au mai stins oameni. Am fost doar chemată de acasă pentru că proprietara de aici este mătușa mea. Ea este plecată, nu pot să o găsesc, am sunat în continuare, telefonul închis acum. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale pentru a interveni în timpul cel mai scurt pentru a lichida incendiul. Nu ne putem da seama exact să vedem cauza incendiului. Urmează, după ce finalizăm toate activitățile și acțiunea noastră, să vedem, să luăm pe rând, să eliminăm toate cauzele care putea fi și să ne hotărâm la care va fi cauza probabilă. În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit la rețeaua de electricitate. 50 de metri pătrați din acoperiș au ars în totalitate, iar pagubele sunt de ordinul zecilor de mii de lei.